am și o limită, adică oricât de mult m-ar fi învățat profesorii mei să înțeleg și să fiu deschisă la nou, e greu. Din punctul meu de vedere, credeți? Adică viitorul totuși în Suceava, dacă am zis că nu vă las să vorbiți, nu vă las să vorbiți. Bun. Poate mă angajați la emisiune dacă mă dau alții afară. Viitorul Suceava va fi, nu știu, axat pe digitalizare. E nevoie, din punctul meu de vedere, ca proiectul pentru noua etapă primăriei municipiului Suceava în 2024 să fie axat pe digitalizare. E nevoie de interconectare de sisteme. E nevoie ca primăria să lucreze cu alte instituții. E nevoie să oferim servicii de calitate oamenilor. Toate aceste proiecte despre care discutăm au logică și au sens atâta timp cât sunt aplicate de oameni care știu ce vor, care au un plan pe termen lung, nu de oameni care își doresc doar imagine. Pentru că revenim. S-ar putea ca, într-adevăr, actualul primar să fie cel mai bun primar, dar să aibă în jur oameni care să-i spună, ok, ieșim cu tăblițe, acum ne interesează mâine să ne aplaude lumea, hai să vedem, chiar dacă tu vrei să faci un lucru bun. S-au făcut și lucruri bune, haideți să nu spuneam tot ce s-a făcut rău. Nu, ne trebuie oameni care să n-aibă această presiune. Să zică, ok, vreau proiecte pe termen lung, vreau să modernizez ceva, vreau să schimb optica, viziunea. E nevoie de modernizare. Se discută totuși în Europa despre atragerea, despre schimbarea procedurii de atragere a fondurilor europene să fie atrase direct de către unitățile administrativ-teritoriale. Primăria Suceava să atragă direct fonduri. Avem vreo 900 de angajați la primărie, da? Poate chiar și mai bine. Cred că sunt vreo 20-30 la fonduri europene, da? În schimb avem, nu știu, vreo 200 și ceva la poliția locală. Fără supărare, dacă toți suntem așa de moderni. Aveți senzația de siguranță pe stradă? Oradea, tot mi se spune de Oradea. Și Oradea are populație de cel puțin două ori mai mare decât Suceava. Din câte știu eu, are mai puțini polițiști locali decât noi și nu mai puțin, mult mai puțin polițiști locali. Și e mult mai multă siguranță, că m-am plimbat prin Oradea. Da? Erau foarte mulți oameni la fonduri europene. Oradea are administrator public. City, da? Manager. City manager. E altceva. Noi n-avem. Acceptați și tineri în echipa dumneavoastră? E obligatoriu. Fără tineri e greu să faci viziune. Dar aveți echipă? În primul rând, să vă întreb. Deci veți merge în România cu o echipă și cu un proiect, da? La discuția internă. Asta dacă asta nu, cumva, nu cumva, discuția noastră din dimineața asta va e cam... Va fi singura discuție. Discuție din și asta România, este posibil. Din România. Și asta este posibil. În echipa noastră, bănuiesc, ați spus, tineri, femei, ce va fi... Cu ce va veni noua echipa noastră? Din punctul meu de vedere, caracteristica principală a unei echipe care merge la primăria Suceava trebuie să fie competență. Ca la PNL acum, la guvernarea PNL. Competență 100%, chiar de pe din afară. Bun, e ok, să știți, să vină și oameni care sunt foarte buni în meseria lor, care nu pricep care sunt hățișurile din administrația publică, pentru că cei care au lucrat știu că oricât de bun ai fi, în primele luni te mănâncă... Dai cu cap. Te mănâncă vechii funcționari. Dacă nu ai lucrat în administrație, îți va fi foarte greu. Nu știu, 6 luni, un an de zile, cel puțin, te duci doar să faci prezență, că mare lucru nu poți schimba. Dar venind cu o viziune nouă, venind și din mediul de business, poate, îți va fi greu. Vei pierde un an de zile să înveți cum funcționează mecanismul. Dar dacă ești suficient de motivat și de bine pregătit, poți schimba ceva. Problema e cât timp au oamenii să te lase să înveți. Și de-aia e important ca în echipă să ai oameni care să știe, care să fi lucrat în administrație, care să știe să citească un buget la primăria Suceava, da? Care să știe să-ți facă un proiect. E important, din punctul meu de vedere, să trecem peste, nu știu, această împărțire. Știți că la partidele mari, când se fac listele de consilieri, trebuie să fie și din cartierul cutare, din cartierul cutare, da, și din cartierul cutare. Da. Trebuie să fie, nu știu, și unul de la pensionar și unul. Teoretic, e foarte bine. Practic, s-a văzut că nu are această modalitate de alegere a oamenilor pe listă, nu are eficiență. Pentru că tu nu ai specialiști în Consiliul Local și se vede și în Consiliul Local și în Consiliul Județean, nu ai specialiști pe domenii. N-ar fi mai bine să discutăm, ok, am un specialist în economie, am un specialist în drumuri, am un specialist în administrație publică, am un specialist în sănătate, am un specialist în învățământ, pentru că aceste comisii de specialitate când lucrează, ok, se întâlnește un reprezentant al pensionarilor cu un reprezentant al tinerilor studenți. Ok, deci e foarte lista bine. Lista de consilieri locali sub posibilul candidat Cătălina Vartic de la Preromnia va fi formată din? Din oameni care au expertiză. Da? Deci nu contează cartierul, contează competența. Nu contează competența. Cartierul, contează competența. Și o să le explic tuturor, pentru că anul viitor voi
încerca, să zicem, să fiu mai aplicată pe această variantă, să le explic oamenilor. Toți au de câștigat și cartierul care nu are reprezentant de consiliul, de consiliul local are mult mai mult de câștigat dacă în consiliul local sunt oameni tineri cu experiență care se poate pune probleme. Că au avut ani de zile reprezentanți din diverse cartiere în consiliul local și nu au făcut nimic. Au ridicat mâna la proiectele la care a zis șeful de grup. Am spus-o întotdeauna și mențin părerea. Un singur consilier local, dacă e și e independent și are curajul de a-și asuma într-adevăr o conduită și un program, poate schimba atmosfera dintr-un consiliu local. Consiliul local de anul viitor, dacă discutăm strict despre municipiu, ceva va fi destul de colorat. Fiecare consilier va conta într-un mod în care n-a mai contat de multă vreme. Da? Funcția de consilier local va fi o funcție importantă. E bine ca oamenii ăia să fie pregătiți, ca fiecare dintre consilieri locali să aibă curajul să-și asume un punct de vedere. Nu puteam spune că, vai de mine, Suceava nu are bani. Dăm 1 milion și ceva de euro pe nocturnă. Vreo 6-7 milioane de euro, cred că, s-a făcut pasajul de la Iași. Nu știu dacă știți, din municipiul Iași, chiar la fundație, într-o zonă complicată, chiar da? Cu alunecări de la universitate, cu... acolo, da. Sub tramvaie, sub față cu foarte mari probleme. Studenților, da. Da? Dacă ne permitem să dăm 1 milion... Chiar că nu ce încopă acolo, direct. Da. Dacă ne permitem să dăm 1 milion și ceva de euro pe o nocturnă, pe un stadion care ar trebui dărâmat, pentru o echipă care... Sperăm că o exact, să facă ceva. Da. Ne putem permite să dăm și 6-7 milioane să facem niște pasaje sau să fluidizăm pe bune traficul. Deci nu fluidizare de moment. Da, vor suferi oameni, dar am mai suferit și cu canalizarea. Și nu s-a rezolvat mare lucru. Problemele Sucevei sunt aceleași, doar l-am întins de la an la an, sperând că, bă, poate, nu știu, să treacă mandatul meu, poate o să vină altul și să le rezolve. Dar problemele sunt tot acolo. Ce am rezolvat? Avem în Suceava cel mai mare număr de accidente pe treceri de pietoni. Nu vă supărați. Deci nu la se poate. La treceri de pietoni în Suceava, eu, cum am spus, atâta tâmpenii n-ați văzut mult, dar eu mă uit așa cu nu plăcere. Nu știu, n-am cuvântul să-l descriu în momentul de față. Când treci pe Nicolae Bălcescu, prin fața Casei Cultură, hop, treceri de pietoni. 10 metri, hop, încă o treceri de pietoni. Bă, oameni buni, opriți-vă. Adică, știți, cele două treceri de pietoni de acolo, de la hotelul central, da, știți, acolo, da, da, e ca la balamut. Vizualizați una din trecerile de pietoni și... în momentul ăsta? Da, scuze, o da. Vizualizați, știți în ce dă trecerea de pietoni acum, dacă mergem? Unde? În ce? Direct în spatele unui... Într-un chioșc. Într-un chioșc. Spatele unui chioșc acolo, că să fie deci treaba bună. Deci una din treceri teoretic e desfințată că dă în chioșc, adică da, trebuie interesant. Să folești chioșcul. Credeți, cu cine vă vedeți în luptă împotriva... pentru funcția de primar la Suceava de la PNL, cu Vasile Râmbu sau cu Ion Lungu? Am spus că, din punctul meu de vedere, lupta nu trebuie să fie împotriva unor oameni sau pentru niște oameni. Am zis, în luptă cum? Lupta politică. Da? E o idee... Evitați întrebarea, știți foarte bine ce am întrebat. Vă răspund și la întrebare. Din punctul meu de vedere, trebuie să fie o confruntare de proiecte, pentru că s-ar putea, ca, nu știu, din 10 candidați, cât vor fi la primăria Suceava, cred că vor fi mulți, nu știu dacă 10 e numărul, dar vor fi mulți candidați, da? De la fiecare să putem lua ceva bun. Și ar fi important, nu știu, ca cel care va ajunge primar să ia într-adevăr proiecte de la fiecare dintre candidați, să-și ia consultanți dintre cei care, cu care am intrat în această luptă. Cum? Există încă posibilitatea, nu? Să se gândească unii. Știți că există aceste discuții. Dom'le, dacă vrem să schimbăm ceva cu adevărat, ar trebui să avem un candidat unic al opoziției. Deci să fie PNL-ul, Ion Lungu sau Vasile Râmbu. Din punctul meu de vedere va fi Ion Lungu. M-a răspuns la întrebare și mi se pare normal să fie Ion Lungu. Eu dacă aș fi membru PNL, aș merge pe Ion Lungu. Are în momentul de față stă cel mai bine sondaje. Un partid care e la guvernare, care are un primar în funcție, care stă bine sondaje. De ce să schimbe? Să schimb, nu? În general. Vasile Râmbu stă și el bine. Chiar poate mai bine. Da, dar trebuie să-ți dai un primar în funcție care știe despre ce vorba. Dar faci senator. Că trebuie să duci și în Parlamentul un competent. E complicat. Complicat. Deci cu Ion Lungu credeți că va merge? Eu zic că Ion Lungu va merge în continuare. Dar există o discuție în Suceava, nu? Există, dar ziceați de opoziție. Un contracandidat unit. Deci să fie al opoziției față de Ion Lungu. Și un singur candidat. Ce e principiul cum e la București sau în altă parte. Lucru care nu e neapărat rău dacă alegerea acelui contracandidat la Ion Lungu se va face pe principii democratice. E acea dezbatere de care tot zic eu. Dezbaterea face bine. Orice firmă știe că cele mai bune idei se nasc din confruntări. Acel brainstorming. De asta e, există, da? Pentru că, discutând, având idei contrare, care e problema dacă avem idei diferite? Nu ne luptăm. Nu suntem
duși mai politici. Ideea e să se întâmple ceva bun în Suceava, pentru că, nu știu, eu să mă duc acasă la fiic meu și să zic, ok, pe lângă alocația ta de 300 de lei, uite, Suceava e un oraș în care merită să vii, pentru că avem servicii de sănătate de calitate, că avem, nu știu, infrastructură de calitate și merită să trăiești. Pentru că deja în Suceava, tinerii ăștia deștepți, frumoși și liberi despre care vorbim, nu mai vor să stea, nu pentru că nu câștigă suficient de mulți bani. Știm amândoi și știu și cei care se uită la noi că în Suceava poți să câștigi salarii bunicele în momentul ăsta. Problema e calitatea vieții. Cei care pleacă acum din Suceava, pleacă pentru că își doresc altceva, nu pentru că mor de foame sau că n-au un salariu suficient de mare. Pentru că aici pot obține multe lucruri cu un salariu mai mic decât ar obține în București. S-a trecut, ați avut un invitat cu piramida lui Maslow, s-a trecut la o etapă superioară din piramida lui Maslow. Oamenii vor altceva. Da? Da, vor servicii de calitate. Am o întrebare pentru Maslow. Vor respect din partea... Ne apropiem de final și am terminat și o cafea, o terminat și noastră. Cum simțiți trucurile în PSD Suceava? Mirela Domnicăi sau Dan Ioan Cușnir va fi candidat la primăria Suceava? Sau vom avea o surpriză ca de obicei, pe turnant? Vine un parlamentar actualmente în funcție care să zică, domnule, las, mă duc eu, că le-asum. Orice se poate întâmpla. Sunt subiectivă, din punctul meu de vedere, Mirela Domnicăi este un candidat bun. Are multe avantaje. Da? Are experiență în administrație și v-am spus că e un avantaj, cel puțin în primul an de mandat, e un mare avantaj. E o femeie care m-a obținut funcțiile pe care le-a obținut de-a lungul timpului cu ceva agitație în interiorul partidului. Nu le-a obținut chiar foarte ușor, a muncit pentru ce a făcut. E cunoscută, s-a luptat cu Gheorghe Fluturi, acum nu știu cu câte șanse de succes ai succes, că nu așa se măsoară, dar a făcut o figură frumoasă și a rezistat în funcție de prefect, chiar foarte, da, bine, foarte bine în funcția de prefect. Și poate și acest lucru e de luat în calcul. E greu să ai un contracandidat femei. Chiar dacă ești primar în funcție și stai bine în sondaj. S-ar putea să existe o surpriză. N-am avut de la Angela Zarujanu, cred că în cursa pentru primăria Suceava nu am avut foarte multe candidate. Și Angela Zarujanu a fost candidat respectabil. Doamna Bate, mulțumesc frumos pentru astăzi, doamnă și domnilor. Mare de acest sărbători fericite. Da? Crăciun fericit. La mulți ani. Să mă mai invitați până atunci. La mulți ani, nu, să avem timp. Eu cu mare drag vă invit. La mulți ani, să vă trăiască soțul, copiii. Să aveți un Crăciun cât se poate de așa. Să sărbătoriți nașterea Mântuitorului cu tihnă, cu liniște, gândindu-vă la cele sfinte, ca să vă ocupați apoi de cele lumești după anul nou. Doamne și domnule, mulțumim mult pentru astăzi. Acesta a fost subiectul zilei de astăzi. Ne vedem mâine dimineață la 8:30 aici la Tapolo, că vă urăm o zi, cum ar spune Dorel Buriciu, fabuloasă.